Vă salut! Astăzi vom discuta despre un subiect important pentru sănătatea noastră, și anume cum să ne controlăm greutatea corporală. Și aici sunt două părți: cum putem să scădem în greutate dacă avem o greutate peste limita normală, și cum să creștem în greutate dacă avem o greutate prea mică. Astăzi vom aborda prima parte, și anume cum să scădem în greutate. În primul rând, să vedem de ce este important să avem o greutate normală și, în cazul nostru, să scădem în greutate. În primul rând, pentru că acest lucru reprezintă un avantaj pentru sănătatea noastră. Mai exact, atunci când avem o greutate prea mare, suntem supraponderali sau obeze, această greutate în plus reprezintă un risc pentru îmbolnăvirea de boli cardiovasculare, deci bolile sistemului circulator, un risc crescut pentru diabet, un risc crescut pentru boli de rinichi, pentru dureri articulare, artrită reumatoidă și multe altele. Deci, practic, reducând greutatea corporală în limite normale, putem să reducem aceste riscuri de îmbolnăvire. Și de asemenea, reducem durerile articulare pentru cei care au astfel de dureri. Un alt avantaj este în creșterea energiei zilnice de care dispunem. Suntem mai energici, mai vioi. În acest fel, ne îndeplinim sarcinile mult mai eficient. Tot ce avem de făcut, realizăm mult mai eficient. Un alt aspect este legat de somn. Odată cu normalizarea greutății corporale, în cazul nostru scăzând greutatea corporală în limite normale, vom beneficia de un somn mai profund și mai odihnitor. Un alt avantaj este legat de stima de sine. Și, în mod special, în relația de cuplu, ajută la îmbunătățirea relației de cuplu și a respectului și aprecierii unul pentru celălalt. Un alt avantaj este îmbunătățirea sistemului imunitar, care ne ajută în prevenția îmbolnăvirii, în mod special de diverse boli infecțioase. Un alt avantaj este creșterea speranței de viață. Persoanele care au o greutate normală au o speranță de viață mai mare cu câțiva ani de zile, în funcție de țară și de sex și de alte criterii. De asemenea, odată cu normalizarea greutății, este crescută rata de fertilitate, deci sunt șanse mai mari pentru a avea un copil. De asemenea, este îmbunătățită respirația, calitatea respirației și astfel aportul de oxigen în organism. Un ultim avantaj pe care putem să-l menționăm este scăderea nevoii sau necesității de tratamente sau aport de medicamente sau alte intervenții medicale, fiindcă ne bucurăm practic de o sănătate mai bună. Deci toate aceste avantaje ar trebui să le ținem în minte atunci când vrem să facem acest pas pentru normalizarea greutății corporale, și ele ne vor ajuta, ne vor motiva să luăm măsurile necesare. De unde știm dacă avem o greutate mai mare decât cea normală? În prima parte a secolului XIX s-a stabilit o formulă care ne ajută în acest sens, și anume indicele de masă corporală, care este raportul între greutatea în kilograme și înălțimea persoanei în metri la pătrat. Acest raport poate avea următoarele valori. Dacă este mai mic decât 18,5, înseamnă că persoana respectivă este subponderală, are o greutate prea mică sau mai mică decât normal. Între 18,5 și 25 este o greutate normală.
Deci, indicele de masă corporală, dacă este între 18,5 și 25, atunci avem o greutate normală. Între 25 și 30 este supraponderal, deci persoana este supraponderală. Deci, peste 30, tot ce este peste 30, deja vorbim de obezitate și sunt mai multe grade de obezitate. Între 30 și 35 avem obezitate gradul 1. Între 35 și 40 obezitate gradul 2 și tot ce este peste 40 este obezitate morbidă, adică foarte periculoasă, cu riscuri mari pentru sănătate. Personal, consider că cele mai bune valori s-ar situa în jurul cifrei de 20 pentru indicele de masă corporală, plus minus 1-2. Aici ar fi, după părerea mea. Dar, conform datelor general acceptate, este între 18,5 și 25. Ok, care ar fi metodele, măsurile pe care putem să le aplicăm pentru a scădea în greutate? O primă soluție este prin reducerea aportului de alimente pe care le consumăm la fiecare masă. Aceasta se poate face prin a folosi niște vase mai mici sau prin a cântări mâncarea. În mod ideal, putem folosi un cântar de bucătărie și absolut toată mâncarea pe care o folosim la masă să o cântărim pe acel cântar, astfel încât totalul să fie în jurul valorii de 450-500 de grame pentru o mâncare preponderent solidă sau poate ajunge la 550-600 de grame dacă vorbim de o mâncare cu o mai lichidă, cum sunt supele sau diverse preparate alimentare mai lichide. Următorul punct care poate să ne ajute este o alimentație preponderent sau absolut vegană. De ce? Fiindcă produsele de origine animală predispun la îngrășare, la creșterea în greutate, din multe motive. Unul din motive este dat de hormonii care se folosesc la creșterea acelor animale din ferme. Acei hormoni, mulți din ei rămân activi sau rămân funcționabili și ajung în alimentația noastră și de acolo ajung în corpul nostru și corpul este practic stimulat să ia în greutate. Un alt punct, un alt mijloc prin care putem să scădem în greutate este să ne hidratăm suficient pe parcursul zilei. Asta însemnând în general peste 2 litri de apă pe zi. Iar cel mai important este înainte de masă cu aproximativ jumătate de oră să bem 1-2 pahare de apă. S-a observat că acest lucru scade această foamete și scade cantitatea de mâncare necesară consumul în timpul mesei. Un alt punct pe care putem să-l folosim este numărul de mese pe zi. Personal recomand 2 mese pe zi, una dimineață și una după amiază, și să nu se consume nimic după ora 6 seara. Asta este în general recunoscut. Ultima masă ar trebui să fie pe la ora 4-5 cel târziu. Masa de dimineață trebuie să fie consistentă, nu trebuie să fie un mic dejun, ci trebuie să fie o masă consistentă care să conțină toți compușii necesari pentru organism. Acestea însemnând proteine, lipide, glucide, vitamine și minerale. De asemenea, pentru a grăbi senzația de sațietate în organism, este nevoie să consumăm produse alimentare cât mai bogate în fibre alimentare, fiindcă fibrele alimentare practic nu au valoare calorică, nu au calorii, nu au energie, în schimb ele ocupă spațiu. Și ocupă spațiu mult, hidratându-se, fiindcă ele absorb apa și atunci, practic, stomacul nostru poate fi deja plin, dar o mare parte din el, fiind fibre alimentare, ele nu vor contribui la creșterea greutății. Vor fi eliminate prin tractul digestiv. Încă un punct care poate să ne ajute este atunci când mâncăm lent și mestecăm foarte bine fiecare înghițătură de mâncare, fiecare
porție de mâncare, o mestecăm foarte lent, de multe ori. Acest lucru poate fi de la 40 până la 100 de mestecături la fiecare porție de mâncare pe care o luăm în gură, până când ea devine lichidă, practic, devine un amestec lichid care se poate înghiți foarte ușor. Acest lucru ajută la instalarea sațietății. De asemenea, este bine să avem un somn regulat și suficient pentru a fi odihniți, fiindcă atunci când somnul nostru nu este calitativ sau nu este suficient, crește riscul de a mânca mai mult la masă. Așa au constatat oamenii de știință. Deci sunt doi hormoni care acționează în acest proces al alimentației și al senzației de foame și senzație de sațietate, leptina, care este hormonul de sațietate, și grelina, care este hormonul de foame, care ne dă senzația de foame. Care sunt produsele bogate în fibre alimentare? Cele mai bogate produse în fibre alimentare sunt cereale integrale și, în mod special, straturile exterioare ale cerealelor, cum este tărița, și fructele și legumele, de asemenea, practic toate produsele de origine vegetală au o anumită cantitate de fibre alimentare și toate produsele de origine animală nu au absolut nici o fibră alimentară. Acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri, fiindcă fibre alimentare ajută mult la digestie și la controlul greutății corporale și la multe procese care țin de sănătatea noastră și se găsesc doar în produse de origine vegetală. Un alt lucru care poate să ajute la reducerea greutății corporale sunt exercițiile fizice pe care să le facem de câteva ori pe săptămână, 2, 3 până la 4 ori pe săptămână. Acestea pot fi de două feluri: exercițiile de forță sau ridicare de greutăți sau diverse exerciții care solicită puternic mușchii, sau pot fi exerciții tip cardio, care sunt mai ușoare în privința executării, dar se efectuează mai intens și atunci cresc pulsul mai mult, și ambele tipuri de exerciții pot ajuta la scăderea în greutate, fiindcă atunci când efectuăm aceste exerciții sau activitate fizică în cadrul serviciului nostru sau la curte unde suntem, orice formă de exercițiu fizic ajută la menținerea unei greutăți corporale normale sau la scăderea în greutate. De ce? Fiindcă alimentele pe care noi le consumăm au prioritate în folosirea lor ca și energie pentru refacerea surselor de energie ale corpului și nu se depun sub formă de rezerve, care sunt în general grăsimile. Deci, în acest mod putem să ajutăm la scăderea în greutate. Un alt mod pe care îl recomand în privința scăderii în greutate și care este 100% eficient este postul. Postul poate fi în varianta lui intermitentă, în care se ține de la o zi la alta, se țin 16 ore, 24 de ore în care nu se mănâncă, sau și mai bine, posturile mai prelungite de câteva zile, în care se consumă doar apă. Despre post am vorbit în niște prezentări anterioare și vă recomand să le revedeți. De ce postul? Fiindcă în perioada postului, în mod special a postului prelungit, organismul va folosi rezervele depuse în grăsimi, în articulații, în apropierea unor organe, deci toate aceste depozite de energie care ne fac să avem o greutate mai mare vor fi folosite în perioada postului și practic noi vom scădea în greutate. Deci problema în special în perioada aceasta a postului este să avem resurse să ducem postul până la capăt. Deci o persoană care are câteva kilograme în plus are un avantaj față de o persoană mai slăbuță, fiindcă cu o persoană mai slăbuță este mult mai dificil să-ți programezi postul astfel încât să nu riști să ajungi la anorexie sau scădere prea mare în greutate și cu riscurile pe care le implică.
Deci o persoană care are câteva kilograme în plus poate să se bucure de acest aspect, că ea poate urma un post mai prelungit, cu mai puține riscuri în privința efectuării acelui post și cu rezultate bune, nu numai în ceea ce privește scăderea în greutate, ci și în toate avantajele care decurg în urma unui post în privința îmbunătățirii sănătății și efectelor sale multiple pe care o să le discutăm într-o altă ocazie. După unii autori, este important să eliminăm alcoolul din alimentație, fiindcă acesta contribuie și predispune la creșterea în greutate. De asemenea, este important să reducem aportul de produse dulci, care cresc repede procentul de zahăr din sânge, fiindcă se produce un efect yo-yo, adică prima dată crește glucoza în sânge, apoi scade brusc și iarăși revine o senzație de foame care ne predispune să mâncăm suplimentar mai mult decât ar fi nevoie. Este bine de asemenea să avem o verificare săptămânală a greutății corporale în procesul acesta de scădere a greutății. Este bine să ne facem un jurnal, să ne facem un plan cât ne propunem să scădem în greutate într-o anumită perioadă și să ne verificăm dacă am reușit să obținem acele rezultate pe parcursul timpului. Fiindcă odată cu obținerea anumitor rezultate, vom fi mai motivați în a continua acest plan până la final. De asemenea, pentru a ne bucura de mesele pe care le luăm, care sunt cantitativ mai mici, este bine să fie totuși niște preparate gustoase și să ne bucurăm de ele. În acest sens, putem să folosim diferite rețete pe care le găsim și să folosim anumite condimente care să îmbunătățească experiența aceasta și plăcerea în timpul mesei. Să putem tăia în privința cantității, dar nu și a calității. De asemenea, când facem cumpărăturile, este bine să avem o listă de cumpărături ca să nu ne plimbăm prin tot supermarketul și să umplem coșul peste măsură de mult, fiindcă acest lucru ne va predispune să consumăm prea multe alimente acasă. Cam atât pe acest subiect al scăderii în greutate. Sper să vă fie de folos și data viitoare vom vorbi despre cum putem să creștem în greutate pentru persoanele care au o greutate subponderală. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!